este doliu imens. Piotr Kukerenko, în vârstă de doar 46 de ani, era viceministrul rus al științei și învățământului superior. El a încetat în mod subit și neașteptat din viață, după ce sâmbătă, în timpul unui zbor Havana-Moscova, s-a îmbolnăvit grav. Potrivit unui comunicat oficial al Ministerul Științei și Învățământului Superior, numărul 2 din cadrul ministerului se întorcea dintr-o călătorie de afaceri din Cuba, Avionul său a fost însă nevoit să aterizeze de urgență în sudul Rusiei. Medicii au intervenit de urgență pentru a-l resuscita pe demnitarul rus, însă acesta nu a mai putut fi salvat. În același zbor se mai aflau și vicepremierul Rusiei. Dmitri Cernșenko și directorul adjunct al Departamentului pentru America Latina al Ministerului Rus de Externe, Andrei Guscov. Din primele informații transmise chiar de către familia lui Piotr Kukerenko, moartea acestuia ar fi legată de o afecțiune cardiacă subiacentă. Mai multe detalii ar putea veni însă mâine, 24 mai, în urma autopsiei. Piotr Kukerenko era căsătorit cu talentata cântăreață georgiană Diana Gurțcaia, 44 de ani, care a participat inclusiv la celebrul concurs Eurovision, iar cei doi aveau un băiat în vârstă de 15 ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace!